Bună ziua, dragi cititori, dragi iubitori ai cărții Herald. Suntem din nou împreună la pastila de lectură în cadrul unei noi campanii inițiată de editura Herald. Este vorba despre lecturi filozofice, cărți din colecția Cogito, din colecția Cultură și Civilizație, cărți pe care le puteți achiziționa, le puteți găsi pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro. Pornind de la această campanie lecturi filozofice, vom avea foarte multe materiale, interviuri, emisiuni cu filozofi, cu specialiști despre acest subiect din această colecție minunată, colecția Cogito a editurii Herald. Astăzi vorbim despre o carte frumoasă, Epoca Rațiunii, de Thomas Paine, carte publicată în colecția Cogito în anul 2017, în traducerea lui Alexandru Angel, iar alături de noi și îi mulțumim foarte mult că și-a făcut timp pentru această ediție a emisiunii Pastila de Lectură, domnul Adrian Niță, cercetător științific la Institutul de Filozofie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române și, de asemenea, conferențiar universitar doctor la Departamentul de Filozofie al Universității din Craiova. Și aș începe cu o primă întrebare pentru a așeza puțin perioada în care vorbește, despre care vorbește Thomas Paine, pentru a așeza puțin în contextul istoric al acelor vremuri, ce înseamnă sau ce reprezintă mai degrabă epoca rațiunii sau epoca luminilor, iluminismul, cum mai este cunoscut. Domnule Adrian Niță. Mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuros că sunt alături de Sorin Lucaș la această discuție. Mai întâi trebuie spus că această carte foarte frumoasă a apărut recent la Herald are un nume foarte provocator din mai multe puncte de vedere. Epoca rațiunii trebuie să o vedem în contextul în care secolul XVII era foarte mult, XVII și XVIII, deci perioada de început a modernității, deci erau foarte mult îndreptate spre minte, spre rațiune, spre intelect. Conta foarte mult tot ceea ce ține de puterea umană în a cunoaște lumea, în a cunoaște universul. Din punctul acesta de vedere, Thomas Paine este reprezentativ pentru o întreagă epocă, pentru o întreagă, cum să zicem, o întreagă zonă a modernității. Faptul că își numește lucrarea Epoca Rațiunii, arată faptul că vrea să pună un accent foarte mare pe aceste elemente care țin de tot ce ține de noi, de intelectul nostru și de puterea noastră de a cunoaște lumea. Din punctul acesta de vedere, secolul XVII este de văzut, cum să spunem, ca o schimbare de paradigmă. Să-l vedem din mai multe puncte de vedere. Mai întâi, în ceea ce privește relația cu cosmosul. Ne amintim că în Antichitate și Platon și Aristotel, dar apoi și gânditorii medievali, voiau să cunoască cosmosul și considerau că totul este bazat pe ordine. Cu alte cuvinte, că avem o întreagă ordine în jurul nostru. Noi, oamenii, lucrurile, planetele, plantele, animalele, stelele, se află într-o ordine anumită și noi putem să cunoaștem cât de cât această ordine. E, modernitatea vine să distrugă acest cosmos și să arate că nu, că noi de fapt trăim într-un univers. Univers care este complet diferit de cosmosul grecesc, în sensul că este infinit, este deschis, este neomogen, este discontinu, sunt foarte multe zone diferite între ele. Hai să ne gândim la faptul că grecii, nu numai grecii, mă rog, cei vechi, considerau că, să ne gândim la cum vedeau unii dintre ei sistemul solar. Da. Așa, un inel, o sferă, sfera lunii, sfera lui Marte, sfera lui Venus. Și noi așa trăim în aceste sfere și suntem exact în mijlocul acestui cosmos.
modernii au inversat lucrurile. Nu atât că au pus soarele în centru, a fost și asta o schimbare radicală, e adevărat, dar datorită faptului că lucrurile sunt acum deschise, universul este infinit, este bazat pe legi, ordinea lui și ceea ce ține de uniformitate. E bazat pe legile care guvernează universul și, în principal, să ne gândim la legea atracției universale a lui Newton. Deci contextul, cred că acesta al epoca rațiunii, în contextul accentului pe care îl pune Thomas Paine pe tot ce ține de puterea umană în a cunoaște universul. De ce ați recomanda cartea lui Thomas Paine, Epoca rațiunii, iubitorilor de filozofie? Aici sunt mai multe lucruri de spus. Lucrarea e interesantă din mai multe puncte de vedere, provocatoare, hai să zicem provocatoare, din mai multe puncte de vedere. Cei care sunt apropiați de gândirea liberă, să zic așa, care nu au teamă atunci când vorbesc despre Dumnezeu, pot să găsească, să zicem, raționalistă. Cei care sunt mai apropiați de Dumnezeu, cei care sunt pioși sau cei care sunt credincioși, foarte credincioși, să spun așa, pot să găsească multe argumente pentru a-și apropia punctul lor de vedere. Trebuie spus că lucrarea din acest punct de vedere e destul de inegală, are rațiunea de care dă dovadă Paine aici, pune în lumină atât părțile bune ale rațiunii, cât și exagerările rațiunii. Eu numesc asta rațiune înfumurată. El nu e, Paine nu e un înfumurat, o să se explic imediat ce înțeleg prin asta. Dar face foarte multe afirmații care ar supăra un pios foarte, cum să zicem, foarte apropiat. Mai evlavios. De ideile. Mai evlavios, da. Nu ar fi de acord cu ce spune pe. Din punctul acesta de vedere, cred că actualitatea cărții, asta e părerea mea, trebuie văzută dincolo de aceste aspecte. Deci dincolo de argumentele pro și contra unor idei și credințe religioase, dincolo de argumentele lui pro și contra unor inconsecvențe pe care le găsește el în Biblie, toată partea a doua este așa, și ceva din partea întâi, dar mai ales partea a doua, găsește multe inconsecvențe, mă rog, cartea e veche de mii de ani, deci lucrurile acelea nu mai sunt valabile, să spun așa. Sunt sigur că nimeni nu ia Biblia și spune că, uite, cuvântul ăsta e gata, chiar așa este, poate chiar și un teolog sau un om învățat, un doctor în teologie, nu este absurd să recunoască unele lucruri care sunt, nu mai sunt valabile din punct de vedere științific. Să le ia cumva ad literam. Da, exact, ad literam. Nu trebuie uitat un lucru. Atât Vechiul Testament în special, mai mult decât Noul Testament, e plin de cruzime, de violență, de foarte multe lucruri rele la adresa femeilor, a altor neamuri. Foarte multe lucruri care astăzi nu sunt corecte din punct de vedere politic, dacă pot să mă exprim așa. Și atunci lucrul ăsta e destul de supărător. Deci, dincolo de acest lucru, părerea mea este că actualitatea acestei cărți este de văzut în ceea ce spune cu privire la spirit și la spiritualitate. El nu era un ateist, din potrivă. Era un deist. Chiar spune la... E una dintre pagini, sper că mi-am notat eu o pagină repede aici, 42, e un fel de crez, un fel de credo. Și spune, cred într-unul singur Dumnezeu, nădăjduiesc în fericirea dincolo de viața aceasta, cred în egalitatea oamenilor. Propria mea minte este biserica mea. Deci aici e crezul lui. E crezul lui, e credința lui. Deci nu pot să spui că este ateu. Deci eu îl văd pe Thomas Paine cu toate exagerările. Deci dincolo de exagerări, dincolo de argumentele pe care le susține, le văd într-un sens spiritual sau spiritualist. Lucrarea arată un pas important pe drumul spiritului, mai degrabă decât pe cel al rațiunii. Nu trebuie uitat că rațiunea
mă rog, asta e o părere proprie, rațiunea începea să scârție și să-și arate minusurile, pentru că era înfumurată, cunoaștem cu toții ateismul și exagerările pe care le-a adus Revoluția franceză și, în general, iluminismul cu privire la ideile religioase. Deci, din punctul acesta de vedere, cititorul de astăzi are nevoie să fie prevenit, să știe despre aceste exagerări și să pună accent, acesta este sfatul meu, să pună accent pe latura spirituală, spiritualistă a lui Thomas Paine. El, Thomas Paine, așa cum ați spus și dumneavoastră, fiind un deist, el nu neagă existența lui Dumnezeu, dar problema lui, de fapt, este legată de dogme, de dogmele religioase, cumva de credințele limitative ale celor care, eu știu, au citit Biblia și merg pe ideea asta a normelor, a cutumelor religioase. Așa cum ne îndeamnă Thomas Paine, putem să-L căutăm pe Dumnezeu de unii singuri, acolo unde se manifestă El cel mai limpede, adică în lumea naturală. Și folosește la un moment dat acest concept, i-aș spune eu, de religie naturală. Ce înseamnă să-L găsești pe Dumnezeu în lumea naturală? Este adevărat, deismul lui asta susține, o apropiere de religia naturală, o apropiere de felul în care oamenii gândesc și se raportează la divinitate în mod normal, în mod firesc, în mod natural. Nu cred că trebuie să învățăm la școală sau să mergem la biserică sau să citim Biblia, astfel încât să uneori să credem că sunt lucruri pe care nu le putem explica și atunci putem să spunem, da, e divinitatea, e intervenția divinității, iar din punctul ăsta de vedere, rolul lui, cel puțin asta e una dintre ideile foarte importante ale lui Paine, este aceea că Dumnezeu a avut un rol foarte mare inițial, atunci când a creat lumea, după care, să zic așa, intervenția lui a fost mai mică sau chiar deloc. Deci trebuie văzut la început, în momentul inițial. Ce ar spune omul de știință de azi? Păi da, are perfectă dreptate, pentru că, uite, astăzi este un concept care se numește Big Bang, o teorie cu privire la univers, în care oamenii de știință pot să-și explice, fizicianul, da? Își explică ce s-a întâmplat la un an după Big Bang, la un minut, la o secundă, dar există o perioadă mică de timp, de constanta lui Planck, 10 la minus, nu știu, 30 de secunde, în care oamenii nu știu ce se întâmplă acolo. Deci dacă vrei să știi la un interval mai mic decât ăsta, nu mai poți. Fizica de azi nu mai poate să meargă mai departe. Și atunci omul de știință poate să zică, da, uite, acolo trebuie să fie o intervenție divină, e loc de divinitate, deci sunt lucruri pe care rațiunea, oricât am ridicat-o noi slăvi, nu le poate pătrunde. Asta e un mic exemplu. Prin urmare, putem să ne apropiem de cunoașterea lumii naturale și putem să găsim pe Dumnezeu cunoscând lumea așa cum este ea. Pe de altă parte, aici trebuie subliniat și un alt aspect. El de foarte multe ori vorbește în lucrare de o dată de ordinea Universului, că putem să cunoaștem ordinea Universului. Deci nu folosește ordinea cosmosului sau ordinea cosmică. Folosește chiar termenul pe care îl folosim noi pentru univers. Și în același timp vorbește de pluralitatea lumilor. Și spune că sunt mai multe luni, că sunt nenumărate, astăzi putem să spunem că sunt infinite. Acum, în știința de azi, se vorbește chiar de plurivers. Adică faptul că universul nostru ar fi un fel de, deci universul așa cum îl știm noi, cu galaxii, cu mii și milioane de galaxii, ar avea în el, cumva, alte universuri. A, universuri mai mici, da. De găuri de vierme, se vorbește de faptul că poți să treci din unul în altul, că aici e un timp, dincolo e un timp, pentru că există foarte mari, diferențe dacă avem în vedere sistemul referențial, dacă avem în vedere spațiul și timpul, dacă avem în vedere dimensiunile acelor universuri. Și atunci,
Omul de știință de astăzi vorbește de plurivers. Asta mi se pare o idee foarte interesantă și e de actualitate a lui Thomas Paine. El sigur nu a vrut să susțină asta, el a vrut să susțină faptul că, deci se oferă un argument pentru concepția lui raționalistă, în sensul că nu poate să fie un singur Dumnezeu câtă vreme există mai multe universuri. Ori dacă sunt mai mulți Dumnezei, e ceva în regulă aici. Că nimeni nu concepe, nicio religie de pe pământ nu se concepe că creatorul ar fi mai mulți, un număr mai mare. Creatorul e unul singur. Nici religiile politeiste, să ne gândim la greci. Zeus era cel mai puternic, el era părintele, chiar dacă erau și alți zei pe acolo, erau mulți zei, nu? Pentru tot felul de lucruri, tot felul de zeități. Dar creatorul, părintele, era unul singur. Din punctul ăsta de vedere, lucrarea mi se pare foarte interesantă și sunt sigur că cititorul de astăzi are de învățat foarte mult și din acest punct de vedere, în sensul că putem să folosim tot ceea ce știm despre lumea noastră, despre lumea naturală, să spun așa, lumea în care trăim noi, astfel încât să avem argumente pentru divinitate și, în general, pentru ideile religioase în care credem. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte frumoasă, cum spunea domnul Adrianiț, o carte remarcabilă, Epoca Rațiunii, a lui Thomas Paine, carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald în anul 2017, în traducerea lui Alexandru Angel, carte pe care am inclus-o în campania Lecturi Filozofice, așa că vă așteptăm pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, pentru a achiziționa cărțile din colecția de filozofie și nu numai, și cele din colecția Cultură și Civilizație. Am vorbit astăzi cu domnul Adrian Niță, cercetător științific la Institutul de Filozofie Constantin Rădulescu Motrul Academiei Române și conferențian universitar doctor la Departamentul de Filozofie al Universității din Craiova. Îi mulțumesc foarte mult că a fost alături de noi. Noi ne vom mai întâlni cu domnia sa pentru a discuta pe alte subiecte și, bineînțeles, pe alte cărți recomandate din această frumoasă colecție, colecția Cogito de Filozofie a editurii Herald. Până data viitoare, vă dorim o zi frumoasă și lectură minunată. Numai bine, la revedere! Lectură plăcută!